Revenind la panoul de onoare cu Cornelia Bărăgan și Cosmin Pigui, vorbim despre mega excrucheria Lotus S.A. Înainte de pauza publicitară, Cosmin Pigui opina că e o neînțelegere între niște acționari, într-o societate comercială, că nu prea e nimic ilegal. Dar în primul rând este un litigiu între acționari, mai mult comercial decât penal. Potrivit legii 31 pe 1990, articolul 272, pușcărie între 1 și 3 ani pentru folosirea cu rea credință a bunurilor societății. Da. Deci când închiriezi toată romarta cu 3.500 de euro, e rea credință sau nu? Prejudicezi acționarii, ceilalți? Se constituie da un grup infracțional? E clar, e crimă organizată, având în vedere că atâția polițiști și procurori care au avut maldere de dosare n-au găsit latura subiectivă a infracțiunii. Opinia mea este că aici s-a constituit un grup infracțional în vederea săvârșirii de infracțiuni. Deci un grup e organizat și e organizat temeinic, se organizează de la o tranzacție care urma să se facă pentru toți acționarii, vin oamenii și fac un proiect de divizare. Reprezentantul minoritarilor Bărăgan solicită Registrului Comerțului să dispună expertiză, să spună e corect sau nu e corect. În luna martie se fac tranzacțiile de acțiuni, îți dăm acțiuni, ne dai spații. În luna mai nu apar deloc cu minoritarii. Deloc. Minoritari care ani de zile au plătit chirii, am stat în spații insalubre, ceea ce însemna fric crunt. Toți am plătit chirii. Cu aceste chirii, cu vânzări de spații și alte mijloace nu tocmai legale, s-au plătit FPS-ul, creditele. Despre asta este vorba. SC Lotus nu este privatizată cu banul jos. Este privatizată pe articol 29.2 din legea 77, care spune foarte clar cu credite bancare. FPS-ul ne-a acordat niște credite și ar fi de discutat felul cum au ajuns și cum s-au dobândit așa aparent legat la ilegal acțiunile. Pentru că toate, inclusiv registrul acționarilor, a fost într-o permanentă alandala. Nu a fost niciodată corect. Chiar FPS-ul a făcut acțiune la instanță, pot să vă pun la dispoziție sentința, în care solicita să se facă în registrul acționarilor mențiunea de gaj a acțiunilor. Da. Ori nu se putea, că nu mai erai majoritar, trebuia să fii tu acolo majoritar. Mult timp. Aș vrea să vedem pe monitor foto 4, hotărârea prezentată la Registrul Comerțului în afara termenului legal de Caragea Niculina. Vom vedea acolo că nu s-a spus niciun cuvânt despre împărțirea spațiilor comerciale la prețuri subevaluate, vom vedea că nu s-a respectat termenul legal, vom vedea că în finalul cererii, unde e subliniat cu roșu, se vorbește despre AGA din 21 aprilie 2010. Oare angajații de la Registrul Comerțului halesc așa chiar orice, nu verifică, nu citesc? Deci în monitorul oficial n-a ajuns nicio vorbă despre subevaluarea spațiilor. S-a încercat să rămână o afacere între șacalii care și-au adjudecat mare parte din acțiunile de la Lotus S.A. În aceeași adunare generală a acționarilor din 12 august 2010 a fost numit un nou cenzor în persoana domnului Preșbeanu Alexandru, care înainte de această AGA a comis o infracțiune cât casa. Și poate vedem pe ecran foto 3, declarația dată de dânsul la notar. În data de 16 august a declarat la un notar public din Târgu Jiu că nu a avut niciodată dosar penal și a și semnat. Vom face dovada că prin referatul determinarea urmăririi penale, dacă putem să vedem la cameră, din 11 februarie 2010, un polițist de la IPJ Gorj a propus punerea în mișcare a acțiunii penale, emiterea rechizitoriului și trimiterea în judecată a învinuitului Preșbeanu Alexandru. Domnilor polițiști, domnilor procurori, nu trebuie să vină jurnaliștii să vă demonstreze falsuri și uzuri de fals evidente și dumneavoastră să rămâneți spectatori. Păi câte legalități au fost la Lotus și au dormit, păi, și nu s-au implicat. Păi... ca IPJ Gorj să se autosesizeze în acest caz, să stabilească dacă acest cenzor a declarat sau nu în fals că nu a avut niciodată dosar penal. Din punctul meu de vedere este puțin interpretabil. El a declarat că a avut sau n-a avut un dosar penal, că nu a avut. Dacă știu că urmează să fie
numit cenzură să fac eu plângere penală și ești cercetat. Nu am avut întocmit niciodată dosar penal. Știți de ce am avut dosar penal? Domnul Picui, stați să explicăm, să nu lăsăm în neștiință. Eu despre ce discut? Da, da, între a avea dosar penal și a fi condamnat fără dosar discuție, penal. Dar stați să vă spun despre ce a fost. El spune, nu am avut întocmit. Dar dacă el a spus că n-a avut întocmit dosar dar penal. Dar știți de ce a avut dosar penal? Pentru că poliția Gorj a dispus o expertiză. A dispus o expertiză unde l-a numit pe dânsul expert, pe domnul Prejbeanu, de către poliție. Dânsul, în urma unei mărturii mincinoase în favoarea domnului doamnei Tănase Zoia și a lui Caragea Ovidiu, că era vorba de Păltiniș, în baza acei mărturii, domnul Caragea este cumva scos, spălat. Ulterior vine și spune, recunoaște fapta și este scos de sub urmărire. Deci e numit de poliție, face o mărturie mincinoasă și acum vine cenzor la Lotus. Ce înseamnă asta? Și poliția l-a și plătit. Și poliția? Da, nu vă ascund că m-am luptat foarte tare să achit. Poliția are buget pentru astfel de expertize în anchetele penale. Mai mult, domnul Berca Cosmic a fost expert asistent și el la fel, cenzor la Lotus. A venit fostul ministru al justiției Valeriu Stoica să reprezinte Lotus ca la butoiul cu miere. De ce a venit? Nu să câștige bani. Caragea a oferit mulți bani pentru a câștiga niște procese în care nu prea avea șanse să câștige. Și ce s-a întâmplat cu procesele? Păi, cât a fost Stoica, a câștigat. Dar mare și el niște... Stoica. Foarte bun. Dar mare și... Mare și niște dosare penale Caragea și nu va scăpa de ele. Și banii nu-i prea, nu-i aduc fericirea întotdeauna. Are câteva întotdeauna. Da. Câteva zeci de dosare. Banii nu-i aduc întotdeauna fericirea. Da, știți ce ne zice, spune în permanență? N-avem noi bani, dar relații și răbdare. Mai trebuie spus că au fost judecători care au judecat dosare în care era implicat Lotus și aveau spații închiriate preferențial de la Lotus. Și experți care aveau închiriate și au beneficiat de reduceri de la 500 la 200 sau 150 de dolari pe spațiu. Păi la Lotus numai acționarii n-au acces decât că până au plătit TPS-ul. Și cazuri dintre astea în care judecătorul judeca și soțul judecătoare avea spațiu chiriat și s-a redus, mai sunt destule. Am înțeles că fiica dânsului, Dana Caragea, și-a găsit nașul un procuror, Cârstea, care are și el colegi și care dau verdicte, îl scot mereu nevinovat pe tatăl Finei. Ca la Târgu Jiu. Dacă se conexează plângerile, se conexează șapte acum cu fapte bune, fără fapte. Acum nu putem pune în fața dragostei și a nașilor. Da, așa, dar sunt multe alte cazuri și situații la Lotus care sunt sute de cazuri penale. Sunt sute. Și totuși nu s-a finalizat niciun dosar cu o condamnare. Păi mai mult, Caragea a dat în judecată, a fost arestat, a dat în judecată statul român și a câștigat și procesul cu statul român. Nu l-a câștigat? Exact. Da, pentru procedura de arestare. Pentru procedură, dar, nu pentru... Acolo s-a prescris fapta, domnul Cosmin. E constatată fapta, dar este prescris. Așa se va întâmpla în toate, pentru că la poliție și la procuratură stau 6-7 ani dosarele și se prescriu faptele, chiar dacă sunt, pentru că la noi falsul și înșelăciunea este exact de la privatizare. De acolo. Acolo a pornit totul. Fără discuție și nici acum nu este clarificat, pentru că fiind această expertiză în lucru, niciunde nu reiese că a dobândit cu așa, cu banul jos. Deci până la urmă este îmbogățire fără justemei, pentru că nu poți dovedi. Adică faci credite, vin spații și când îți repartizezi pe hârtie la mine atâtea, la Tănase atâtea, subscrie Tănase câte? 8.000. Subscrie 8.000, rămâne cu 5.000, îi dă lui domnul Caragea încă 2.000 și alte cazuri. Deci este mult de discutat aici. Până la urmă esența este... Să iei magazinul fără discuție. Sau Romarta, da? Și tu să nu vii cu bani de acasă. Da, da, să nu vii cu bani de acasă. Să te trezești cu parângul. Cu parângul. Da, sau cei care au plătit chiria în de zile, că până la urmă o să vedem. Și ceva, chestia în chirii nu e chiar atât de relevantă, că toți plătim chirii. Fără discuție, am plătit chirii, am achitat și acțiunile, domnule Cosmin. Da. În momentul în care s-a terminat plata TPS-ului, am fost scoși din spații. Dar acționarii au avut niște chirii preferențiale. Niciodată. Vă pun la dispoziție documente să vedeți ce chirii aveau acționarii raportat la ceilalți care, sub o formă sau alta, erau protejați. Știu să facă cadouri. Ei mergeau la sfârșit de lună și făceau și un cadou lui Caragea.
Se poate. Reducerea de chirie. Se poate, da. Dar acționarii, vă spun, au avut chirii foarte mari. Și după ce s-a terminat plata la FPS-ul, ne-a scos pe toți afară că ne-am permis, că ne-am permis să sesizăm. Eu n-am înțeles, doamna Condoiu Grecu și cu Păunescu. Domnule, dacă totul ai făcut și în numele acționarilor, că eu am fost forțată să intru aici, că am fost acuzată, că am fost și am semnat. Eu n-am semnat nimic. Da, poate mi însușesc. Și nici nu am fost atunci pe reclamațiile acelea, pentru că pur și simplu am considerat o stare de fapt și am zis, până la urmă, legea spune cuvântul. Dar să faci un pact, domnule, nu se poate așa ceva. Să faci un pact la un moment dat. Cosmin Pricuit, nu se poate. Eventual investitori, străini sau români, străini de județ, în orice caz, putem la momentul actual să le asigurăm un climat de securitate și de corectitudine ca să vină să investească? Putem să asigurăm treaba asta în Gorj? Când vorbim de securitatea, wow, securitate... Securitatea afacerilor, până la urmă. Securitatea afacerilor ține de modul cum își administrează fiecare afacere. Dacă vine unul și îl pune pe Ovidiu Caragea director, e problema lui. Nu mai este nicio securitate a afacerii. Dar dacă vine cu un management de calitate și cu specialiști, își face afacerea. Eu cred că orice investitor major, în momentul în care merge undeva, face un studiu de piață, da? Vede dacă piața suportă afacerea lui și cota lui de profit pe care și ia în calcul, dar la modul în care guvernații scad taxe, cresc taxe, nu pot să-și facă un plan de afaceri, să zici că îți vine la Târgu Jiu aici, că noi suntem într-o fundătură, suntem în arcul ăsta carpatic, într-o fundătură, nu avem căi de comunicații. Că toți zicem că nu vin investitorii străini. Păi se duc acolo, nu au căi, uite, în Ardeal se face autostradă, peste tot se fac autostrăzi, pe la noi nici la 100 de kilometri nu o să fie autostradă de Târgu Jiu. Nu avem această șansă. Și nici nu o să vină. Să ducă acolo unele variante, oportunități. Dar nici n-am știut să ne creăm aceste oportunități la 21 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. N-am avut nicio strategie pe termen lung și nici nu avem, nici nu o să avem curând. N-am văzut niciodată capii județului adunându-se la o masă să facă o strategie pentru valorificarea turistică a frumuseților Gorjului. Strategie energetică. Aia ar trebui. Care energie că e pe ducă? Păi nu, dacă faci o strategie, în momentul ăla știi care sunt căile și direcțiile. Turistic, să nu ne credem mai rotunzi decât alții, că sunt și alte județe, că trei sferturi din județele țării se întind de-a lungul arcului carpatic. Și peste tot este frumos, nu numai la noi. Doamna Bărăgan, cum estimați că va evolua în continuare acest caz de la Lotus SA? Dacă continuă așa pe ambiții, pe relații și pe uși, pentru că aici au fost chiar organe de cercetare duse în eroare, dacă continuă pe ambiții, adică să ne răzbunăm noi pe cei care și-au cerut drepturile, va fi, deja este un conflict foarte puternic, va exploda, dar eu sunt convinsă până la urmă că nu se poate face nimic la Lotus până nu se pune la punct fiecare acționar. Cum a dobândit, cât de corect este? Nu poți să-ți însușești niște spații când nu poți să dovedești că ai cumpărat tu din efortul tău propriu. Și cum să vă spun, dacă organele de cercetare își fac treaba nepărtinitor și dacă nu ia în calcul, așa cum spune domnul Caragea, bani, relații și răbdare, dacă nu stau în nelucrare, o să observați acolo plângeri care spune că s-au distrus pentru că a trecut termenul de păstrare. Păi s-au făcut ca să se verifice și să se soluționeze, nu să treacă termenul de păstrare. Și eu zic că dacă organele abilitate își fac treaba și fac toate documentele, cercetările cu audieri de acționari, cu tot ce trebuie în amănunt acolo, s-ar putea face ceva. Dar dacă mergem pe relațiile pe care le are domnul Caragea acum, a demonstrat că le are, unit cu domnul Mircescu, deci unit cu domnul Mircescu acum, la Lotus ori Dicotu se sesizează, ceea ce cred că ar trebui să se sesizeze, chiar dacă suntem societate privată. Până la urmă suntem societate privată cu o lege încălcată, dacă încalci legea nu poți să spui că e societate privată. Dar fac pastografie, au văzut telespectatorii. Fără discuție. Nu ajung hotărârea AGA în monitorul oficial, pentru că are soția și nepotul acolo. Nu ai văzut Narcisul, un pe mai mare decât acest Ovidiu Caragea nu e. Dar și la registrul comerțului. Încă o dată, l-am invitat astăzi în emisiune și mi-a dat întâlnire direct la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, mi-a spus că voi avea soarta ta. Și ce soartă am avut eu? Păi te văd întreg procesele și vertical.